în platou, să ne distrăm cu ei. Prin urmare, Elena Ionescu și Doru, adică Red Parlament. Ia uite, băi! Ziua, domnule! Bună ziua! Luați dragă loc, uite aici, ne pupăm de departe. Nu ne pupăm, nu ne pupăm, ne salutăm de departe. Nu știu, n-am văzut, nu cunosc, nu știu, nu mă interesează. Da, frumos în căsuța nouă aici. Da. Căsuța noastră, cu ușor de nebunii, uite, aprinde luminile și acolo, unde o să cântați voi, că aveți un cred frumos, am văzut una alta. Doamnelor și domnilor, uite, am o amintire acum, după care o să întreb care e legătura și cum se joacă ei și cum fac și ce proiect au împreună. Eu trebuie să-i mulțumesc încă o dată lui Doru pentru o seară absolut fabuloasă. Doamnelor și domnilor, am avut într-o seară la televiziune, am avut un invitat care m-a anunțat cu o oră înainte, pe vremea când eram singur în emisiune, că nu vine. Da. Anul 2008. Eu nu mai țin. Așa este. Mă ajută Dumnezeu și am uitat cine e ăla. Că eu mi-aduc aminte, dar nu vreau să zic pe post. Era o doamnă. După aia, ca să știu că am uitat să alerg cu pușca după el, dar poate că e mai bine. Era o doamnă care avea o emisiune la o altă televiziune. Nu să fie sănătoasă. Important este că îl ții minte pe ăla care m-a salvat. Mă, și l-am sunat pe Doru, care a venit dă-mi pijama acasă. Sărit, exact. Bă, dă-mi pijama, a venit și omul într-o jumătate de oră era acolo. Bă, vezi, de aceea colaborăm cu oameni frumoși și serioși. Prietenul are nevoie să se cunoaște. În primul rând, nu lași un moderator și un om de televiziune cu atâta experiență ca tine fără invitat în ultima secundă. Deci greșeala a fost de altă parte. Și suspin. Trebuie să-mi aduc aminte că mă iau nervii din nou. Zic după emisiune să nu... Zile, mă, că mi-aduc aminte din nou. Ce faceți voi împreună? Zi, Elena, ce faci? Facem foarte bine. Eu alerg peste tot. Am mai lansat încă o piesă, peste piesă, o nebunie. Dar piesa asta e de dragoste și frumoasă, pe care am zis că mergem să o promovăm peste tot. Așa. Se numește Numai Tu. O piesă compusă de Dor împreună. De mine și cu Elena. Da. Da. Am scos așa, pentru că ne era dor de muzica asta autentică, frumoasă, live și care se poate cânta în adevăratul sens. Am zis, mă, dacă tot momentan evenimente nu prea avem, măcar să pregătim oamenii cumva și ei să intre oarecum în continuare. Eu cel puțin creez muzică pe canalul de YouTube Elena Ionescu Oficial, unde am postat și această piesă. Și uite, piesa asta chiar a ieșit drăguț. Mi-era dor să mai cânt așa, să-mi văd vibe-ul ăla de trupă. Mi-era dor, chiar trupa, mi-era dor. Cu trupa pe spate și ne-a dat așa Eugen Panait, un prieten drag. A regizat clipul, dai, mulțumim. Cristi Ungur și Mario Gioia au mai participat Mario, la orchestrația piesei. Foarte tare. Și măcar dacă nu avem concerte, piesa ne-a intrat pe radio, pe câteva posturi importante din București și România. Și chiar suntem fericiți. Deci, parlament. Deci, care e diferența între parlament și Red Parlament? Pentru că povestea e simplă. La un moment dat, vechii colegi au luat-o pe alte drumuri în viața lor. Și brand-ul a rămas în altă parte. Exact, a rămas în altă parte și am făcut un deal ca să-l rebranduiesc. A mai trebuit să pun un cuvânt și condiția a fost să nu pun după, să pun înainte. Deci e greu să pun un cuvânt lângă parlament. Da. Dar joaca asta de Red Parlament sună bine și în engleză și în română. Și am de câțiva ani brand-ul ăsta. Am lansat, este al șaselea videoclip sub numele de Red Parlament. Da, foarte tare. Pregătim și un album când o să ajungem la 10-11 melodii. Și trebuie să mergem înainte. Să fie bine, să nu fie rău, exact. Doamnelor și domnilor, e foarte bine. Avem un joc acum, ia să vedem, să vedem cum ajung niște boluri la voi. Am auzit, niște bilețele. Să punem niște bilețele la un fel de adevăr sau provocare. Doamnelor și domnilor, asistenta noastră a emisiunii, glumesc, în aplauzele publicului nostru, de dincolo de... Deci aveți aici, aici. Din vitrina cu produse am ales lucrul următor. Deci adevăr sau provocare. Elena, fetele întâi. Aici ce sunt? Unde sunt provocare? Adevărurile. Aici. Adevărul este la Doru. Adevărul e la mine. Vreau la ea. Provocare să... Stai. Vreau să vedem întrebarea și dacă nu răspunzi, trebuie să faci o provocare, da? Deci prima dată de aici. Prima dată de acolo. Elena. Dincolo. Pune mâna lângă Doru acolo și trage, da. Ia să vedem. Prima întrebare. Ce zici? Ce ți-ai dorit să fii, să ți se întâmple? Cum? Ce ți-ai fi dorit să ți se întâmple și nu ți s-a întâmplat până acum? Așa. Cred că nu o să fie cu provocare, că o să spună. Zi, Elena. Ce mi-aș fi dorit să mi se întâmple? Adică ce nu ți s-a întâmplat să până acum? Să cânti pe un stadion. Să dau de permis și m-am dat de permis degeaba. Nu că cum n-am adică dat. Ai dat de permis degeaba? Eu știu că se dă de pomană, acum înțeles că se dă și de permis. Și ce n-ai înțeles, că... am făcut școala, nu am apucat să dau. A expirat. Am fost plecată un pic în jungla aia nebună, m-am întors trebuie cu multă treabă. Trebuie să iau de la capăt cu totul. Mereu. N-am apucat nici să dau. Deci asta voiam să fac, dar nu s-a mai întâmplat. Da, fără provocare, că e bun asta. Deci am ce avut școală, am avut și la... Am avut școală de carte. Da, eu urmez, tot de aici, da? Da. Ia să vedem.
Hai, vedeți că nu vă chinuim foarte tare. Da, dacă nu ați fi fost colegi, te vedea cu un partener ca cel care se află acum pe canapea lângă tine. Ai mii madre. De exemplu, dacă n-ați fi fost colegi, dacă ai fi fost-o pe Elena în viața ta, ca să zic așa. Viața suntem, și suntem, sufletul. Suntem prieteni prea buni de ani de zile, deci este imposibilă combinația asta, deoarece nu avem cum să stricăm prietenia. Da. Și vorbesc foarte serios. Știu oameni care nu știu cum au făcut, că de noi au stricat prietenia. Au stricat-o. Adică totul se strică. A evoluat atunci la altceva. La noi nu. Uneori a fost bine, alteori a fost rău. La noi nu. Crede-mă, suntem foarte relaxați. Sunt ani mulți și oameni frumoși care ne-au ajuns, prin ei ne-am cunoscut, mai exact prin Iulia Dima, un designer foarte bun care am colaborat la care unul dintre cele mai importante clipuri ale mele pe design și o laud pentru că este foarte talentată, deși nu este atât de sonoră, iar ar trebui să fie foarte, foarte prezentă în tot ce se întâmplă în industria asta a modei. Deci, dar prietena mea a îmbrăcat-o pe Elena, nu la putem noi să ne combinăm, poate în trei prin sau ei. Mă, să fie mai interesantă emisiunea. Trecutul de parlament și actualmente de drept parlament funcționează, da? Da. Funcționează. Bun. Deci gata, am scăpat. Da, da, da. Ai scăpat. Joc. Mai departe, hai. Încă o dată, Elena. Încă o dată. Elena. Ce facem numai, scăpăm așa ușor. Ia să vedem. Păi uite, bolul e plin. Ai flirtat vreodată cu iubitul, iubita celui mai bun prieten sau mai bune prietene? No. Nu-mi place treaba asta sub nici. Păi, nu, chiar și îl și țin, nu știu cum să zic. Aș mânca și scaunul tău de foame, ce mie și pofte de toate. Dar nu, la chestia asta chiar sunt un om destul de corect și nu știu, ce ție nu-ți place, altul nu-i face? Așa e. Așa e. Nu, adică, bă, sunt atât de mulți oameni în jur, nu, mie îmi plac familie, eu vreau și o familia mea, nu mi-ar plăcea ca să se întâmple, ce mie nu mi-ar plăcea, nici altuia nu. Asta nici eu n-am făcut-o niciodată. Nu, este o graniță a bunului simț peste care nu trecem. Da. Minunat, următoarea. Eu. Hai că sunteți drăguți până acum. Sunt light pare... întrebările. Credeam că o să ne bombardați mai tare, dar uite, mai venim la tine. Care a fost cel mai penibil moment din viața ta? Aoleu, penibil? Mm-hmm. M-au prins la școală când am copiat, probabil au trecut mulți prin asta. Asta este penibil. Ce penibilitate. Penibil. Nu spune ceva că mai ai hard. Avut o existență chiar aș lipsită de provocări. Stai să zic, când la licență m-au prins că am copiat. Deci e mai grea asta. E mai grea. Da, se întâmplă. Toată lumea copiază. Apropo de viața amoroasă, s-a prescris. Dar ți s-a întâmplat să penibil. Fii dincolo de linia de offside? Penibil să fiu, dar asta s-a întâmplat acum mult timp. A zis că s-a prescris, nu punem persoane acum. Mergeam la un concert cu o iubită, eram în Târgu Mureș, încă nu eram la București, deci aveam 20 de ani, să zicem. Eram cu o iubită de-a mea blondă, cu care mergeam la un concert, la zilele orașului, și din fața mea a apărut altă iubită de-a mea, tot blondă. Mă, eram mai tânăr și îmi permiteam păi, să jonglez. Stai o secundă, că de a fost șoc, penibil, nasol. Păi, dar vreau să știu cum se iese de nasol. Foarte greu. M-am făcut că n-o văd pe prietena care venea din față, m-am lăsat în genunchi, am luat-o pe asta de mână, am fugit, aia altă m-a văzut, a fugit după mine, noroc, erau mulți oameni, și am fugit, am luat doi mici, o sticlă de vin, două beri și am ieșit pe partea altă și nu m-am mai dus la concert. Bun, întrebarea este ce a zis, cea cu care erai de mână. Că de ce ne grăbim așa tare, că ce s-a întâmplat? Ea bănuit, ea nu știa că venea altă prietena cine? Mea din față. Da, nu știa că venea... Hai că nu așa penibil. Am făcut din astea, nu e penibil. Nu, bă, caută mai să urmărești. Dacă ție nu ți se pare, ai trăit așa ceva, dar și se pare confortabil. Dar nu e nasol, penibil. Adică și ce zi-mi e o rușine că se întâmplă asta. Ia pune-te în locul lui. Uite, să-l zic eu pe cea mai tare. Făceam twerk pe scenă și eram cu niște dansatoare faine, nu știu ce. Și la un moment dat era frig afară și mi-am luat niște de ăștia din latex foarte strâmți, nu știu ce, dar însă probabil că cum se cheamă, luasem niște kilograme în plus. Pantalonii. Da, știi cum? Acolo? Am rămas direct cu eram și cu spatele la public. Eram așa un fel de... Și bam, direct mare... Vreau să știu cum se spunea pe vremea mea, dacă aveai chiloți italienești. Adică n-aveai. Aveam băia care trebuie, dacă era și cu vedere la scară, mâncați aș gura ta. Au venit fetele călare pe mine să-mi pună... Și-au dat sus haina de pe ele ca să pună pe mine, au rămas să sutiene. Acolo să vezi cum te simți. Acolo e frumos. Bă, frumos. Dar să știi că nici la el n-a fost ușor. N-a fost ușor. Elena urmează, ea. Ia. Viața de artist. Noaptea vesel, ziua trist. Da. Cu ce vedete internațională te-ai cuplat chiar începând de azi? Internațională?
M-aș cupla? Bine, dacă vrei și când e național. Am înțeles, nu Doru, că e clar că sunteți prieteni. Nu m-aș cupla. Enrique. E simpatic. Hai să o ajut. E da, simpatic, dar e nu, simpatic. Mai e genul, e genul, îmi place. Am văzut că cum Aluma la un moment dat a început. Nu, mai nu sunt fan. Sunt pe val, băieți. Tare. Cine mai e? Cine mai e drăguț așa? Mai îmi plăcea băiatul ăla din... Unul săracu a murit, care îmi plăcea tare. Polu Algăr. Îmi plăcea Polu Algăr foarte tare. Băi, era unul, dar a murit săracu. Săracu Polu Algăr. Polu Algăr. Am înțeles. Îmi plăcea tare. Brad Pitt a îmbătrânit un pic. Mai pe genul mai hard, așa, adrenalina. Da, da, cu adrenalina. Acum, nu știu, nu prea m-am uitat în ultima perioadă. Mai îmi place din... Tot cred, Fast and Furious, cred că l-au băgat pe băiatul ăla, tot așa, unul simpatic. Nu știu, nu știu, chiar da, nu-mi vine. Dar tot cu motoare. Cu da, cu adrenalină, ceva. Ai văzut fata? Nu știam că e cu motoare. Că el, aia, stai puțin că am sărit cu parașuta, am fost da, în jungă. Eu par sănătoasă, dar nu prea sunt, da, știi? Da, bă, da, viața ta nu te-am văzut cu pe băieți cu așa motoare. Nu. Vezi, nu. Băieți ăștia sunt în vise. Nu în realitate. Deci, înăuntru zace da. Și mognește. Dragi rebeli fără cauză, motocicliști din toată țara, uniți-vă. Uite, domnul Cazacu, de exemplu, ar fi pe aici. E prietenul meu, nu avem treabă. Bă, cum face că să-mi prietenește cu toți aia care ar putea fi? Nu amestecăm prietenia. Cazacu e prieten cu toată lumea. Eu urmez, da? Da. Denumește ultimul lucru pe care l-ai căutat pe Google. Acum câteva zile mi-am căutat un telefon, vreau să schimb telefonul, nu dăm nume. Căutam. Am eu unul dacă vrei. Ia auzi, uite, deja mă ajută Elena. Da. Băi, deja, dacă facem și comerț în emisiune, deja să fie bine. Adică, auzi, știi că mă duc la emisiunea lui Brancu, vând telefon, știi? Da, știi cum era în bancul ăla, 4 cuvinte, știi? Caut bărbat, vând mașină de spălat. Da. Așa. Bun, vând frigider. Aveți de toate aici. Da. Elena, mai avem? Vrei să ne... Nu mai vrei avem, să polul ne... ăsta e gol. Ia cu provocare, ia. Hai cu provocare. Să vedem. Măi, mamă, așa de la... Stai că de-abia acum începe distracția. Hai că ai văzut că... Imita animalul tău preferat. Care e animalul tău preferat? Câinele. Câinele e ăla care... Ai câine? L-am. Am, păi și, tradu-mi și mie din câinele tău. Ruf, ruf, ruf. Ha, ce să zice, nu că nu, mai sunt dar pot să spun că mă pricep să fac arața. Te rog frumos. Bună asta! Da, și Donald! Uite, fac voci la desene animate. A, sunt ce trebuie. Bravo. Da, foarte bine. Dar pot să fac piese până la... pentru desene animate. Deci chiar. Fac de piese de copii. Păi fac, am făcut în emisiunea în care activez. Așa? De real succes cu mămicile. Așa. Genericul l-am făcut împreună cu Mario. Nu, da, e adevărat. Dar n-am ascultat până la capăt unde făceai carața. Nu fac carața acolo. Așa. De cântat am auzit. Hai, Doru, bagă și tu. Haide. Democratic. Ia să vedem, ce mai avem? Ia să vedem, imită-ți partenerul de scenă care e acum lângă tine. Te rog frumos. Greu. Faceți, dați un traseu aici. Stai. Ia. Zalei la lei la lei, zalei la lei la lei, zalei la lei la lei. Everybody. Asta e piesa celebră. Faci Elenei, piesa cu care a fost la Eurovision. Ne-am văzut încă de pe vremea aia. La el cu Red Parlament și cu Parlament toată viața, mai e încă una. Mandinga, știți Mandinga? O știți pe Mandinga? Da. Ea e. Dar e o trupă, știi? Dar nu e aia, nu știi pe aia Mandinga. Pe mine mă amuză că numele acesta unei fete cu Mandinga s-a transmis de la Elena Gheorghe tot la început. Și era și Elena. Da, era Elena tot Mandinga, așa. Deci, o da. Tipă Mandinga era da, Elena da, Gheorghe, da. După care Elena de la Mandinga, care a fost Elena, după care a venit Elena de la Mandinga. Încă 10 ani. Da. Tot Elena. Da. Și acum... Fiecare artist și acum nu mai au Elene. Nu mai au. Aici Elenele s-au acum liniștit. Deja au numele lor. S-au liniștit acum. Nu, și tu și Elena aveți numele voastre. Elene, n-au, dar vreau să zic altceva. Fiecare artist are o piesă reprezentativă din carieră. La ea cred că este Zaleila, la mine Frumoasă foc. Da. Piesa după care ne recunosc oamenii la orice oră. Așa este. Deci Zaleila, da, ți-a rămas. Apropo, ca să folosim un termen colocvial, că suntem aproape de... De gagicile când aud melodia asta, nu o luau personal, așa, e Frumoasă foc, nu știe ea prea mult, adică eu și ușor cu asta, dacă mă întreb. Și nouă ne-a fost frică la început de textul ăsta, dar producătorul nostru la acea vreme, Bobby Stoica, a zis să avem curaj să punem textul, să-l cântăm și se pare că a avut efect. Deci da? Tocmai din cauza acestei... Ăsta e spiritul, frate. Îți trebuie curaj în viață. Trebuie dar curaj și la mine viață. A fost curaj, acum știi cum e, facem paralela. Bă, dacă te plac și alea, ori n-au înțeles, ori s-au recunoscut.
Mai ales că acum nu știu dacă ați observat. Cel mai important lucru este să spui lucrul următor. Sunt o fată asumată, știi? Păi da. Păi și dacă recunoști că nu știi prea mult, înseamnă că ești asumată. Adică corect. Poți să faci orice treabă de aia maro. Bă, dacă sunt asumată, sunt absolvită. Așa e, da. S-a prescris. Da. Poți să faci orice pe executare. Și nici foarte judecată, fie vorba între noi. Ce? Nici nu ești foarte judecată în momentul ăla. Că atunci când vrei să pare altceva decât ești, e mai greu să susții, știi ce zic? E adevărat. Asta, dar în general, alea care spun că sunt asumate nu sunt, de fapt. Nu știu dacă ați observat. E, da, că ele, de fapt, ele au o altă treabă în spate, dar e foarte ușor să zici că eu sunt o tipă asumată. Bine, și dacă se uce și ala în fața ta după fent. Hai mai vedem o provocare. Cine urmează? Ceva. Elena. După Elena, că eu am fost cu... Mamă, cât... Ai de mine, lucrare de control. Asta e lucrare de control, da. Ia, asta e mai lungă. Intră pe Instagram, filmează-te și postează-te zicând așa: sunt extraterestru și am un mesaj de la arcturieni. Da, e adică... Pământul tocmai aici a intrat în dimensiunea a cincea, ceea ce înseamnă că face un salt uriaș și va trebui să ne pregătim pentru o mare schimbare. Dați-mi telefonul. Faci? Da? Păi doamnelor și domnilor, după, în timpul pauzei se va filma și vom vedea pe Instagram. Păi da.